Incendiu izbucnit în bucătăria unui restaurant situat pe Ice Brătianu. Întregul imobil ar fi putut fi cuprins de flăcări din cauza unei hote. Cu o amendă de 5.000 de lei a fost sancționat beneficiarul spațiului din cauza nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. În decursul serii de marți, trei echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unui restaurant pe strada Ice Brătianu. Incendiul ar fi pornit de la o hotă în timp ce era exploatată. A fost nevoie de o auto specială de stingere, o auto specială de înălțime și o ambulanță SMURD. Beneficiarul spațiului a fost sancționat de către pompieri cu o amendă de 5.000 de lei pentru exploatarea unui echipament, respectiv hota, fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de stingere, o auto specială de intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unui restaurant situat pe strada Ice Brătianu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au localizat imediat incendiu și au împiedicat extinderea flăcărilor la întregul imobil. A ars izolația din polistiren de pe fațada clădirii pe o suprafață de circa 6 metri pătrați, degradându-se elemente de acoperiș, o fereastră și o otă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de defectarea pe timpul exploatării a unei ote. În urma verificărilor efectuate de specialiștii Inspecției de Prevenire s-a constatat că hota nu avea asigurată mentenanța, iar cei care lucrează aici nu cunoșteau instrucțiunile de folosire a acesteia.